Până ne întâlnim cu Randy din nou aici, cu Roxen să ne cânte. Am terminat cu cozonacul și mergem la colindat ciucă. Trebuia să fie invers, întâi ne colindă cineva și apoi le dăm cozonac și mâncăm, nu? Da, așa era. La tine nu era așa? Ba da. Veneau colindătorii? Da. Dădeai cozonac? Da, covrici, cozonac. Și plecai mai departe. Și bani. Și bani? Da, eu dădeam. Păi ce facem acum? Trebuie să dăm bani. Trebuie să dăm bani? Păi avem colindători. Și nu cred că ne să scăpăm ieftin. Că nu avem orice colindători. Avem niște colindători care au făcut o gașcă faină de Crăciun. Adi Minune, fica lui Carmen, Minodora, Maria Constantin, Cristina, așadar Cristiana, cu toții sunt astăzi aici să ne combine bine. Da. A fost bine. Cristiana, mai avem un pic de lucrat, n-am înțeles, adică parcă ți-a deschis ușa și a intrat. Mă pricep mai mult la cântat decât la dans. Bine, și ele se pricep și la cântat și la dans și la cum se mai zice, și la făcut cozonac. La bună ziua. Care prăjită cu usturoi, da. Dumneavoastră cine sunteți? Dați-mi voie să facem cunoștință. Soția mea. Asta vreau să zic, Tina Turner de la noi în platou, oameni buni. Sau Whitney Houston, cum vrei. Sau Whitney Houston. E al tău? Da. Am înțeles. Normal. Ce cârlion frumos ai. De la carne prăjită. Ok, perfect. Minodora, oameni buni, în cazul în care nu o recunoașteți. Ai trecut prin multe schimbări așa de look de-a lungul timpului. Da. Ca orice alt artist, foarte frumos. Dăgină foarte tare. Mulțumesc. Da, pe bune, bravo. Știu că ți-ți place. Bine, tu fac așa. E pișonul nostru astăzi aici. Nu. Mergem mai departe la minunata Carmen, mămica Carmen. Ce faci? Foarte bine, bucuroasă de invitație. Și eu mă bucur foarte tare că ești astăzi alături de noi. Ești și cu tatăl tău, cumva? Da, am venit cu tati de data asta. E prima voastră colaborare? Nu m-a lăsat să plec de acasă singură. Dar e prima colaborare? Ce colaborare? Sunt șoferul. Am înțeles. Oficială, da. Oficială, da, deci e prima dată. Și cum e? E mai greu, Mai greu, așa cum v-am zis și la mine pe Instagram, cei care mă urmăresc au văzut chestia asta, că am avut foarte multe comentarii pe subiectul ăsta. Am zis că de obicei când cânt cu tata sunt emoționată și încerc să-mi stăpânesc lacrimile, însă de data asta a fost de două ori mai greu pentru că la filmarea videoclipului a fost și Sofie. Fetița. Și am avut niște emoții. Dar știi care e toată povestea? Tu poți să stăpânești lacrimile de Adrian, nu, jur. Deci, băi, eu s-au umezit ochii, deci... Eu sunt plângăcios, ce vrei să zici? Știi că a fost urmări, deci avea toată fața plină de lacrimi. Eu nu am putut să înregistrez, nu am putut să filmez, pentru că simțeam sărbătoarea aia, simțeam sufletul ăla de familie, simțeam că există... Dumnezeu în noi, există momentul ăla, ceva, trebuie să transmiți. Și să fim sinceri, să fim sinceri, dacă nu transmiți, nu ești artist. Asta înseamnă artă. Ai, ok, corect. Știi cum, exact cum spunea, de când a început Carmen să vorbească, a început așa, să vorbească ochii. Adică... Am eu ochii mai frumoși, domnule. Da, înțeles. Și a fost și Sofia acolo. A fost și Sofia, a fost și mama mea, noroc cu Mino, că eram acasă la ea și am reușit să-mi refac machiajul, că a fost... ploaie. De asta zice Adrian că l-am simțit pe Dumnezeu prin noi, pentru că a fost o perioadă grea prin care ați trecut. Și, practic, acolo v-ați văzut toată familia. Da, eram toți. Ceea ce, la un moment dat, anul ăsta ți-a fost teamă că poate lucrurile, din păcate, frească Dumnezeu, că n-ar sta așa. Asta a fost cel mai greu moment, Adrian. Da, Dumnezeu îți arată că există și binele și rău și îți dă exact cât poți să duci. Mulțumesc de Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Mulțumesc celor din Turcia. Mulțumesc că... celor de acasă care au fost alături de noi. Lui Sedan, în momentul ăsta nu vine pentru că sunt plin de emoții. Stafa. Și atunci când nu este șefa familiei, pentru că ea este... Stâlpul. Gâtul. Ea e tot, eu doar muncesc, da? Ea e educat, ea, bine, unul e polițist bun, unul e polițist rău. Așa e frumos. Da, și mulțumesc mult Dumnezeu, 99% suntem ok. Cât de mult contează și faptul că la colindă, știi, și înaintea Crăciunului i-ați fost toți acolo, a contat. Și încercăm să ne bucurăm mai mult unii de ceilalți atunci când treci prin clipe grele. Da, din păcate, parcă atunci conștientizez că trece timpul repede, că ar fi trebuit să stai mai mult cu familia, da, sau să ai mai mult timp, știi? Cu toții ne dăm seama de momentele astea. O avem aici și pe Cristiana alături de noi. Ce faci, Cristiana? De la bine în sus, mulțumesc. De la bine în sus, asta e foarte bine. Cum e? Ce faci de Crăciun? Te pregătești de sărbători? Da, mă pregătesc. În schimb, o să plec pe 24 și 25 în Italia, la românii noștri. Sperăm să nu se închidă granițile, acum vedem. Acum ce va fi, va fi, dar Crăciunul nu-i mâine, că-i răspăi mâine, așa că pregătirile nu cred că... merg în continuare. Cred că o să ajungi în Italia și o să ajungi acolo. Mariana, ce faci?
Maria, pardon, Maria, iartă-mă. Cu... Trebuie să-i dai Mariana, mielul. Cristiana, trebuie să-i dai Mariana, mielul. Iartă-mă. Maria, noi ne-am întâlnit de multe ori aici. Da, da, de multe ori. Măi, de sărbători îți dai seama că o să fie în familie și... Eu tot mă uit dacă a apărut inelul, dacă a apărut chestiile astea. Că... Păi totul ai descoperit, că totul ai venit aici de când am venit la emisiune. Urmează, mai ceva în spatele camerei de filmat, salutăm prietenii și fanii. Da, da, da. În primul rând vreau să spun că îți mulțumim tare mult pentru invitație. Noi ne bucurăm. Le mulțumesc oamenilor acestora minunați că i-am cunoscut, că am cunoscut familia atât de frumoase, atât pe Adrian Minune cu fiica lui, cu soția lui, cu nepoțica lui, pe Mino cu soțul, adică avem niște oameni minunați și bineînțeles, nu în ultimul rând, pe Cristiana și pe Rustem, pe nașii noștri, așa, cu pentru fina, că noi suntem aici în familie, ca să-ți explic adică așa. Adică nu mă mori, dar avem nașii. Cristiana e fina lui nașul Adrian și Cristiana. Păi normal, nașii vine și prima dată. Deci, stai înțeles. Liniștit că o să te invităm la nuntă. Am înțeles. Nu va fi anul viitor, peste 2 ani. Okay, nașul cu finii. Și cine e domnul care e lângă domnul Adrian? Îl prezentați dumneavoastră, doamna Tina Turner? Sufletul meu pereche. Papi, Ciulo. Ok, atâta. Papi, Ciulo. Pot să zic de canalul meu de YouTube, Papi Music Sound, să intre pe el sau n-am voie? Ba da, dar stai un pic, că vreau să te prezinte, ea tocmai spunea că e sufletul tău, că e sufletul ei, jumătatea mea și tu canalul meu de YouTube. Stai un pic, că ea făceau declarații de dragoste. Dar trebuie să fii sensibil, te rog, vino-ți, mami, că suntem la televizor. Hei, e emisiune de dragoste? Numai un pic, da, ai zis că e jumătatea ei. Da, jumătatea mea, Papi. Iubirea, doar iubirea. De cât timp? 18 ani. Fii atent, test greu pentru Papi. Papi, dacă ți-aduci aminte când v-ați cunoscut, mai în ce zi? Cum? Mai bine cum? Luni, marți, miercuri sau cum? Da, păi nu marți, miercuri, joi sau cum? Într-o zi de luni sau marți sau în studio în Timișoara. La Timișoara? Da. La Timișoara, foarte frumos. Și prima oară într-o emisiune... Da, o viață de om. Păi are Marco 12. Și n-am voie eliberare condiționată. Nu, cum? Prima oară într-o emisiune la tine am fost. Prima dată. Bă, uite cum trece timpul și ne întâlnim și acum aici cu colegi. Și eu la fel, tot așa, da, prima nu dată. Spune, nu spune, mamă, deci fost noroc. Mamă, deci ca noi prima dată la o emisiune la mine, Mino cu Papi la fel, crezi că am îmbătrânit? Hai să zic că aveam 14 ani, 15. Da? La prima emisiune, deci n-ai îmbătrânit. Dar știi cum l-am abordat, nu? Nu. Auzi, ești însurat? Nu. Ai copii? Nu. Ai pe cineva? Vreo obligație? Nu. Atunci de azi încolo ești cu mine. Nu cred, tu ai fost, ai făcut așa pasul? Și sincer, era după Pălincă la Timișoara? Mă, direct așa, Papi, Papi. Da, direct. Atunci de azi încolo ești cu mine. Deci acum nu mi-am revenit. Eu sunt, nu știi cum sunt eu, punct ok, pun lovin, nu mă joc. Adică, tată, exact, perfect. Deci cine a fost ideea cu ideea de Colind? Că acum fiind mulți, presupun că au luat cineva inițiativa. Sau unde v-ați întâlnit toți? Nașul, da, eu am fost la Curtea de Argeș, la Fina, la Maria, împreună cu... Am sărbătorit așa, în familie, așa, da. Am văzut că ninge un pic și am zis, bă, hai, ce-ar fi să facem un colind? A, fost toți acolo, nu? Da, am fost în gașcă, am petrecut vreo 4 zile. Finu, Papi... A dat la el în porbagaj calculatorul repede. Bă, imediat s-a usat acasă și Maria a făcut cuvintele, hai, vino să tragem piesa. Am tras piesa, am plâns cu toți, am mâncat, am băut, a fost extraordinar de frumos. Nu vrei să știi de câte ori s-a făcut Alex Ceaușu a făcut Alex clipul, da? Alex Ceaușu a făcut videoclip, mulțumim din suflet. Mulțumim frumos. Mulțumim, Alex Ceaușu. Super tare, bravo. V-a costat ceva, nu? Da, lasă. Ok. pentru prieten nu costă atât de mult, să știi. Nici nu contează. Important e că rămân amintiri frumoase și asta e tot ce contează, pentru că de colindul ăsta să vă aduceți aminte și peste un an, și peste doi, și peste trei. La tine, Adrian, cred că e primul colind, nu? Nu, am mai făcut, dar nu așa. Este extraordinar de frumos. Am filmat cu familia. Eu am mai făcut un colind mai de mult, când avea 9 ani. Carmen 9 avea, ani. Nu, mai căutat. Mult, avea Carmen 3 ani. Mam, nu cred. Nu, Carmen, Adriana. Adriana, da. Adriana avea 3 ani. Avea 3 ani, da. Ea avea un cadru în care trebuia să doarmă într-o casă săracă cu o carpetă cu Iisus. Ea a dormit pe bune, tati trezește. S-au terminat filmările. A fost foarte emoționant la filmările videoclipului, pentru că noi chiar am filmat într-o casă în care oamenii nu aveau curent și nu aveau gaze, lumină, nu aveau utilități. Și am fost, anul ăla a fost... Bineînțeles că prețul a fost să-i punem lumina. Anul acela, Crăciunul, chiar a fost ceva special, pentru că am văzut cum trăiesc unii oameni. Dar tu îți dai seama, de lângă noi. I-aș aduce aminte de Crăciunul ăla și de momentul ăla. Da, Carmen avea 9 ani, puternic a fost. Da, cât de puternic a fost impactul. Chiar a fost, pentru că noi eram la noi acasă cu filmări, cu repetiții, cu nu știu ce, toți îmbrăcați, wow, și am ajuns la
set care știi și tu că se construiește într-un, da, într-un fel. Undeva. Și când am văzut, bă, oamenii ăștia chiar trăiesc aici, oamenii ăștia chiar supraviețuiesc chiar așa, în condițiile astea, am rămas mască și efectiv lacrimile din videoclip, pentru că noi plângem în videoclip, au fost reale, chiar au fost reale. Și am făcut o faptă bună în acel an pentru foarte familia bine respectivă. Uite, avem imagini, Neciuca, a găsit imagini, Colindu ăla când era la Carmen. La noapte de Crăciun se numește. Ia, da, uite, stai să vedem un pic așa, imaginile de acum, câți ani? Deci, deci Carmen avea 13 ani, cred, sau cel puțin așa. Ia, stai să vedem, aici erai... Uite, uite, asta e casa oamenilor, aici trăiau oamenii. Da, și pe bune stăteau la lumina lumânării. Am aprins o cană cu niște lumânări de la biserică, bineînțeles. Și aici apari tu un clip, Carmen? Da, uite, uite aici Adriana, Adriana și eu. Dormea pe bune acolo. Da. Acolo dormea pe bune. Da, ce repede trece timpul. Bun, de Crăciun am aflat, Cristiana merge în Italia, da. Maria? Eu acasă, cu familia, copilul, la cu Curtea mama, de Argeș, adică? La Curtea de Argeș, la mama, la Vâlcea, nu știu, vedem unde ne vom împărți, nu știm momentan, în dar în familie. Da. Mino? La Londra, 24 și 25. Manchester. 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 La Manchester. Dacă nu se închide. Dacă nu se închide. Pe... La fel, dacă nu petrecem împreună, Minodora. Dacă nu ne adunăm cu toții și Adrian... aici, o facem la și la Buzău, la un film al meu, la Andrei, cântăm acolo. Perfect, o, Carmen... Tine, anul ăsta poate învăț să fac cozonaci. Iar la anul poți să vii la concursul nostru. Dacă nu comand. Felicitări pentru cozonacul câștigător. Păi de azi e semifinala, stai că mai vezi, mâine o semifinală și miercuri e finala, e bătaie aici, tu ce crezi? Dar te mai știi și mie un post. Mai știi când am venit eu atunci cu acei cozonaci, a fost rețeta proprie, te rog frumos, cu mascarpone, cu Nutella, cu toate cele. Ce nu faceți și cu artiști cu cozonaci? Păi da, păi aici sunt artiști de muzică populară, dar okay, uite, de Paști poate veni. Știți să faci cozonaci? Păi mă apuc. Păi dar eu știu că n-am chemat-o. Ai văzut? Dacă nu știe, pe Monstra n-am chemat-o? Pe Sorinica n-am chemat-o, nu? Sorina Gospodina, nu? Sorina Gospodina. Sorina Gospodina. Sorina Gospodina. Face niște cozonaci extraordinari. Sorina Gospodina? Da. E foarte tare, să știi. Păi e profesionistă? Yeah, da, da, noi avem cu amatori aici. Haideți să cântăm, ne colindați? Cum colindăm? Oameni buni, primiți pe colindători în casă. Am zis că nu avem bani să vă plătim noi pe voi, dar avem bomboane. Știi cum e? Întotdeauna la colindători trebuie să ai bomboane. Deci după ce colindați, aveți bomboane, da? Da, astea de le agățam în brad mereu de fiecare dată. Și cu portocale. Să primim colindătorii, da, uite. Papi Music Sound pe YouTube. Numai o secundă, stați, stop. Iertați-mă, iartă-mă, papi, ce vrei să zici? Iartă-mă, s-a oprit muzica, uite-te, s-a oprit timpul. Zi acum. Ca să nu vă rețin mult, aș dori să vă abonați la canalul de YouTube Papi Music Sound pentru a asculta această minunată colindă. Deci și colinda este pe canalul de YouTube Papi Music Sound. Da. Gata, dăm drumul la muzică? Da, te pup. Să înceapă treaba. Sănătate fericite tuturor celor de acasă.